A sosit momentul dedicat celor mai bune rețete ușor de preparat și foarte delicioase care vă pot inspira pentru o masă în familie. Alina Laufer le sare în ajutor celor pasionați de gătit. Iată! Sără mâna pentru masă! Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să facem o rețetă tradițional turcească, îndrăgită de toată lumea, care a fost pe străzile Istanbulului, un fel de fast food, se numește lahmacun. Ingredientele de care avem nevoie sunt carne, aici avem o carne tocată de vită, ceapă și usturoi, roșii, ardei, pătrunjel, o lingură de pastă de tomate și o să folosim astăzi o scurtătură, o să folosim foi de plăcintă și unt topit pentru foile de plăcintă. Haideți să trecem la treabă. Avem nevoie de jumătate de ceapă, este suficientă. Îți fac căței de usturoi, punem și ardei. Roșie, pătrunjel, adăugăm și pasta de tomate. Punem carnea, punem și sosul și sare. Amestecăm. Cu aceste foi, știți foarte bine, trebuie să lucrați repede, pentru că ele se usucă foarte ușor. Ungem puțin hârtia de copt, luăm o foaie și o stropim cu unt. Trebuie să fie un strat potrivit de foi, nici foarte subțire, nici foarte gros. Carnea o punem într-un strat subțire. Dăm la cuptorul preîncălzit la 220 de grade până când carnea s-a făcut. Lahmacunul nostru e gata, a stat aproximativ 25 de minute la cuptor. Miroase fantastic! Un mic truc pe care vi-l împărtășesc eu când am de tăiat, nu știu, foi, plăcinte, etc. Folosesc foarfeca. Miroase senzațional! Dragii mei, vă închipuiți că sunteți în bazar! Poftă bună și până pe data viitoare, nu uitați, gătiți cu dragoste, gătiți cu plăcere! Vă pup! Sără mâna pentru masă!